Bine v-am găsit, dragi telespectatori, vă spunem din studio Alfa Omega TV, la ediția săptămânală a emisiunii Alfa Omega în obiectiv. După cum știți din anunțurile noastre anterioare, chiar din emisiunea Alfa Omega în obiectiv de săptămâna trecută, am participat împreună cu o parte de echipei noastre la un eveniment special organizat de cei de la Centrul Creștin Calepu, care suntem într-o relație de parteneriat deosebită, găzduită de ei în Cluj, o conferință sub genericul Cultura Împărăției, avându-l ca vorbitor principal pe Chris Vallotton, unul din păstorii bisericii Bethel Church din Redding, California. O conferință, un eveniment așteptat de foarte mulți lideri din România, nu numai de cei care au organizat-o, de cei de la Calep Cluj, dar am avut bucuria, plăcerea să întâlnim acolo lideri din toate colțurile țării, lideri care așa au dorit să primească revelații noi, înțelegeri noi în ceea ce privește Împărăția lui Dumnezeu. Un subiect foarte mult discutat, abordat chiar și de noi aici la Alfa Omega TV. O să revenim cu impresii de această conferință, cu idei, cu comentarii, desigur, pe parcursul următoarelor săptămâni și luni de zile, pentru că a fost un eveniment important. Ne-am propus, desigur, să prezentăm, să reflectăm acest eveniment, atât în emisiunile noastre informative, probabil în emisiune de știri, chiar printr-un un reportaj special făcut acolo, chiar în această emisiune Alfa Mega în obiectiv, poate în emisiune de rugăciune, dar mai ales în zona de seminarii, unde vom pregăti, desigur, într-un timp scurt, în formă editată, sesiunile care au fost acolo, discuțiile care au avut loc. Ne-am gândit să vă prezentăm o scurtă secvență chiar din prima sesiune cu care s-a deschis această conferință, în care s-a vorbit mult așa ca o prefață, ca o introducere, ca ceva obligatoriu în orice discuție și abordare despre cultura împărăției. A fost o discuție despre identitate, despre cine suntem noi în Împărăția lui Dumnezeu. You were born to win. Ați fost născuți să învingeți. You understand you were born to win? Înțelegeți că v-ați născut să învingeți? You were born to win. V-ați născut să învingeți. Romans 1 says. Romanii 1 spune. God's invisible attributes, atributele invizibile ale lui Dumnezeu. His eternal power, puterea lui veșnică, and his divine nature, și natura lui dumnezeiască, are clearly seen, toate sunt văzute, in what God made, în ceea ce Dumnezeu a creat. In other words, if you look at creation, cu alte cuvinte, dacă te uiți la creație, it tells you about God. Îți spun despre Dumnezeu. Are you with me? Da? How many understand when you look in the mirror? Cât înțelegeți că atunci când vă priviți în oglindă, it tells you about God. Îți spune despre Dumnezeu. You were made in his image. Ați fost făcuți după chipul and său in his likeness. Și asemănarea sa. How many know you don't have an eye in the back of your head? Cât știți că nu aveți un ochi aici la spate? Eyes only go forward. Ochii voștri sunt întotdeauna îndreptați înainte. You don't even know what's going on back there. Nu ai nevoie de ochiul ăsta de la ceafă. How many know God's smart enough he could have given you another eye? Cât știți că Dumnezeu e suficient de deștept și putea să-ți dea un ochi la ceafă? Like a backup camera? Ca o cameră de rezervă, de exemplu? How many know your feet only point forward? Cât știți că picioarele dumneavoastră sunt țintite în față? Swivel them backwards. Nu le poți stâlci. And your arms only work forward. Și brațele voastre totdeauna merg în față. They don't swivel backwards. Ele nu se duc așa în spate. You can't turn your head around. Nu-ți poți suci capul să privească invers. Unless you're in the Exorcist movie. Decât dacă ești implicat în exorcism. You know why? Știți de ce? Because you were only born to go forward. Pentru că te-ai născut doar să mergi înainte. You were not born to back up. Nu te-ai născut ca să dai înapoi. You don't have an eye in the back of your head. N-ai un ochi la ceafă. Because you were not born to retreat. Pentru că tu nu te-ai născut ca să te retragi. And the glory of the Lord is your rear guard. Și slava Domnului. The Lord covers your back. Domnul te acoperă. The Lord covers your past. El îți acoperă trecutul. And I want to tell you something. Și vreau să vă spun ceva. The devil is not afraid of your past. Nu se teme de trecutul vostru. But he's terrified of your divine future. E îngrozit de destinul vostru, de viitorul vostru măreț. Because you were born to win. Pentru că te-ai născut să învingi. Are you with me? Mă înțelegeți? You were born to be amazing. V-ați născut să învingeți. You were made in the image. Ați fost creați în asemănarea și după chipul lui Dumnezeu. In fact, Ephesians chapter 5 verse 1 says. De fapt, Efeseni 5:1 spune. Be imitators of God. Călcați pe urmele lui Dumnezeu. What are you doing? Ce faci? I'm trying to be like God. Vreau să fiu ca Dumnezeu. You're not supposed to be like God. Nu trebuie să fii ca Dumnezeu. You're supposed to be like Jesus. Tu trebuie să fii ca Isus. I'm supposed to be Christ-like. Eu trebuie să fiu ca și Hristos. Jesus is God. Isus este Dumnezeu. When you act like God, când te comporți ca Dumnezeu, you're being yourself. Ești tu însuți de fapt. You didn't even get what I said. Ați înțeles ce v-am spus? I said when you're acting like am God. Am spus că atunci când vă comportați ca Dumnezeu, yourself, voi sunteți de fapt voi înșivă. Pentru că ați fost creat după chipul și asemănarea lui.
You know why you're supposed to do wonders and signs and miracles? Știți de ce ar trebui să faceți semne, minuni? Heal the sick, raise the dead, cast out demons. Să vindecați pe morți, să scoateți afară dragi? You know why you're supposed to do that? Știți de ce ar trebui să o faceți? Because you're a child. Pentru că ești copil of God. Al lui Dumnezeu. Like God is your daddy. Ca și când Dumnezeu e tăticul tău. You know how to get this. Nu înțelegeți. God, Dumnezeu, is your daddy. E tăticul tău. You get this? Înțelegeți? God's your daddy. El e tăticul tău. So, well, I can't do anything without Jesus. Oh, nu pot să fac nimic fără Isus. That's true. E adevărat. But you're not without him. Dar nu ești fără el. He said, I'll never leave you. El a zis că niciodată nu te voi părăsi și nu te voi uita. You understand? You're a mobile home. Înțelegeți? Wherever you go, God goes. Oriunde mergi tu, Dumnezeu merge. God on board. Dumnezeu la bord. That's a good word. E un cuvânt bun. You don't have permission to not love you. Tu nu ai misiunea și scopul să nu te iubești. Because you didn't make you. Pentru că nu tu te-ai creat. Do you know the Bible says love your neighbor? Știți că Biblia spune iubește-ți aproapele? As ca you love yourself. Pe tine însuți. Do you know that you can't love your neighbor till you love you? Știți că nu vă puteți iubi aproapele până când nu vă iubiți pe voi înșivă? You know, people sometimes they sing a great song. Uneori oamenii cântă un cântec din ăla grozav. You hear people sing a great song. Ați auzit oamenii cântând cântece frumoase? You say to them, that was a beautiful song. Și spun, wow, ce cântec frumos. It wasn't me, it was Jesus. Nu eu am fost, a fost Isus. I'm like, no, it wasn't that good. Și am zis, nu a fost chiar așa de bun. I'd like to suggest that false humility is killing us. Aș vrea să vă spun că umilința falsă ne ucide. I'd like to suggest that false humility is killing Romania. Aș vrea să vă spun că umilința falsă omoară România. That false humility is killing you. Dacă umilința falsă te ucide. Do you know humility isn't thinking less of yourself? Știți că umilința nu înseamnă să gândești mai jos decât ești. It's just thinking of yourself less. Și este să te gândești mai puțin la tine însuți. And when you feel bad about yourself, și când te simți prost cu privire la tine însuți, you're still thinking about you. Încă te gândești la tine. A fost o scurtă secvență din prima sesiune a conferinței Cultura Împărăției cu Chris Bellaton. Chiar și eu am urmărit cu mare atenție conferința. Ne-am notat destul de multe lucruri și noi am căutat niște lucruri clare pe care să le reflectăm după aceea în emisiunea Alfa Omega, de la Alfa Omega TV. Desigur, unele noutăți au fost pentru noi, altele au fost, vă spuneam, confirmări, dar cred eu că încep lucrurile din acest punct, cum bine a spus și vorbitorul Chris Bellaton, de la avea o idee clară asupra ce suntem în Hristos, cum suntem poziționați în Hristos, ce autoritate avem, cum să iubim pe ceilalți, dar mai ales cum să ne iubim și pe noi, cum să avem o părere exactă despre noi și să ne vedem exact așa cum ne vede Dumnezeu. De aici pornește și partea a doua a slujirii noastre în extinderea împărăției lui Dumnezeu. Au fost mai multe opinii pe care le-am luat, multe păreri, multe voci entuziasmate de această conferință. Pentru mulți au fost lucruri noi, spuneam și cu alte ocazii, Dumnezeu lucrează să-și alcătuiască un burduh nou pentru revelații proaspete pe care le are pentru acest sezon, pentru această vreme și dintre multele interviuri pe care colegii noștri le-au luat, am zis să selectăm pentru dumneavoastră câteva minute cu o contribuție, o opinie a uneia dintre organizatori, pastorul asistent asociat al Centrului Creștin Caleb, Daniel Ciungan, cu câteva opinii despre ce înseamnă împărăția lui Dumnezeu. Eu cred că atunci când începem să percepem inima lui Dumnezeu pentru oameni, pentru lume, noi cităm Ioan 3:16, care spune, așa de mult a iubit Dumnezeu, nu biserica, ci așa de mult a iubit Dumnezeu lumea. Și cred că odată ce inima lui Dumnezeu este apucată cumva de noi, cred că vom avea și forța să ajungem la inimile oamenilor, de a aduce inima lui Dumnezeu pentru ei, de a aduce dragostea lui pentru ei. Și cred că aspectul ăsta al pasiunii este foarte important. Avem nevoie de o umplere a Duhului Sfânt în viețile noastre, în așa fel încât, știu eu, curentul lumii, spiritul lumii, să nu ne afecteze pe noi, să nu fim în reacție și în apărare mereu, ci avem nevoie de oarecum de o forță interioară care să meargă împotriva curentului lumii și spiritului lumii.
Deci avem nevoie de o natură a lui Dumnezeu binezidită în inimile noastre, în viețile noastre, care efectiv să curgă ca un râu. Râu curge în jos. Și avem nevoie cumva să fim poziționați într-un loc al măreției, al autorității, al încrederii, al valorilor cerești și nu în ultimul rând al identității cerești. Pentru că atunci vom aborda oarecum lumea dintr-o poziție de autoritate și de încredere. Așa cum spunea și Daniel Ciungan, unul din liderii Bisericii Centrului Creștin, Caleb, fără pasiune pentru oameni și fără dorința de a lucra în parteneriat cu Duhul Sfânt și împuterniciți de El, sigur că discuțiile despre Împărăția lui Dumnezeu ating o limită. Eu personal mi-am notat foarte multe lucruri. Au fost 5 sesiuni, una dintre ele o sesiune deschisă cu opinii, foarte multe lucruri pe care mă gândeam că în ultimii 2-3 ani de zile le-am prins în emisiuni, dezbateri, discuții pe care le-am avut aici la Alfa Omega TV, chiar în ediții speciale ale revistei noastre Alfa Omega TV Magazine. Vă citesc câte ceva din lucrurile pe care mi le-am notat pe marginile caietului. De asta vorbim mult despre identitate, despre a fi lumină și nu lumină pentru biserică, ci lumină pentru lume, lumina lumii în afara bisericii. Au fost discuții legate de apostolat, de slujirea apostolică, au fost discuții și clarificări legate de slujirea profetică în Vechiul Testament și în Noul Testament. S-au atins puncte sensibile legate de această polarizare în trupul lui Hristos vis-a-vis de denominaționalism și de slujire și zona apostolică. Da? S-a vorbit mult despre trecerea de la o viziune a bisericii la viziunea împărăției, de la slujire în biserică la slujire în societate, balansul, echilibru între extinderea bisericii ca și entitate la reformarea societății, de la un spirit al sărăciei, lucru care ne-a afectat și pe noi aici în România după ce am ieșit după decenii de comunism, la un sezon, la o mentalitate a binecuvântării, la trecerea de la un evanghelism pragmatic la unul cu putere și aș încheia această listă cu câteva idei, aceea de a trece de la un timp, de la un sezon când îl tolerăm pe Satan la unul în care declarăm război și mă gândeam că nimic mai potrivit decât această abordare decât abordarea noastră ca Alfa Omega TV în acest context. Vedeți și ultima revistă pe care profit de ocazie să vă și prezint acum din nou, prin ce au dreptul demonii să ne afecteze. În fond reflectă una din dimensiunile pe care le-am găsit acolo în această conferință, aceea că noi ca și creștini, bazându-ne pe identitatea pe care avem în Hristos, trebuie să ieșim dintr-o zonă de pasivitate, de studiere biblică, de hrană spirituală, doar de dragul de a crește spiritual și nu de dragul de a sluji, de a fi echipați, la o atitudine mai agresivă. Și unul din domeniile cele mai agresive este cel împotriva celui rău al Satanei. Cred că este un domeniu, o pârghie, o zonă în care, discutând despre Evanghelia Împărăției, trebuie să o abordăm, trebuie să înțelegem și trebuie să acționăm în această direcție și cred eu că așa ca o concluzie, deși nu sunt eu poate cel mai măsură să dau concluzii la acest gen de evenimente, de conferințe, de învățătură densă și plină de revelație, a fost aceasta. E important să facem o diferență între a hrăni trupul lui Hristos și în a-L echipa pentru slujire. E o nuanță specială. Noi la Alfa Omega TV începem să facem acest lucru și chiar dacă poate nu e cel mai potrivit loc aici la Alfa Omega în obiectiv, dar deoarece sunteți parteneri cu noi, parte din lucrarea Alfa Omega, aș vrea să înțelegeți încă o dată această abordare pe care o avem în ultima vreme. Da, e important să fim hrăniți spiritual, noi ca și credincioși să creștem de la un stadiu de bebeluș la stadiu de maturitate spirituală, dar această hrană trebuie în fond să aibă o conotație de echipare pentru slujire și slujirea aceasta să aibă ca scop, ca sens, extinderea Împărăției lui Dumnezeu în toate segmentele societății. La finalul acestei conferințe și chiar pe parcurs, colega noastră Roxana a luat mai multe interviuri, opinii interesante, o să le vedeți și în alte emisiuni ale noastre. Una dintre ele pe care mi-a sugerat-o să o includem în acest loc al emisiunii a unei surori, Sephora Ignat, conține câteva gânduri, opinii despre Alfa Omega TV. Îmi face plăcere să includem această bucată în acest moment al emisiunii noastre. Pentru mine e extraordinar cum Dumnezeu vă folosește Alfa și Omega pentru ca să rezolve situații din care nu știu cum să ieșim și cum se ocupă de probleme specifice și la tineri, și la bătrâni, și la tot felul de... pentru că ne confruntăm cu situații diferite și la fiecare găsesc răspuns. Și acum trăim și înțelegeți vremurile.
Asta e foarte important când trezești vremurile în care trăim. Pentru că sunteți Isahar și cunoașteți vremurile și le înțelegeți și ne deschide și nouă un orizont și viziune. Și eu de când urmăresc, mi se pare că văd lucruri care nu le-am văzut niciodată. Și am o perspectivă mult mai mare asupra ce se întâmplă și mi se pare tot mai aproape Iisus, venirea lui Iisus. Și mi se pare că suntem mulți în prejurul nostru care nu văd. Și deschideți într-un anumit fel orizontul la mulți. Și asta mi se pare extraordinar. A fost o soră Sefora cu gânduri de încurajare pentru noi. Au fost mai mulți care au venit, ne-au vizitat, am avut și un stand de cărți acolo și mulți cumpărând o carte ne-au văzut în apropiere și ne-au spus vorbe de încurajare, unii chiar și vorbe de corecție. Însă a fost o bucurie pentru noi să vedem că Alfa Mega impactează atâtea vieți în atâtea colțuri ale țării, atât prin emisiunile pe care le producem și le difuzăm pe canalul Alfa Mega TV, cât și prin resurse, literatură, DVD-uri, materiale video care pot fi downloadate sau vizionate pe site-ul Alfa Mega TV, prin reviste care ating tot mai mult toate colțurile țării și tirajul care crește și care cred că va crește și mai mult în lunile următoare, cred că reflectă oarecum interesul pentru această revistă. De altfel, am primit chiar în ultimele două săptămâni mai multe cereri, surmător de multe cereri pentru abonamente noi. Probabil a mers vestea despre această ediție specială a revistei cu această temă, cu acest titlu. Mulți ne-au încurajat. Mergeți mai departe, este un subiect tabu, spunea cineva, dar trebuie să continuați pentru că Evanghelia Împărăției se manifestă și în zona aceasta a scoaterii draților și a vindecării bolnavilor, nu numai a predicării cuvântului cu putere. Și pentru că am vorbit despre standul de cărți pe care l-am avut și la Cluj, au fost foarte mulți care au fost binecuvântați cu cărțile noastre, aș vrea să vă reamintesc că sunt cărțile lui Chris Vallotton, despre care am vorbit mai mult în această emisiune, a vorbitorului principal la această conferință. Aceste 6 cărți tipărite de noi sunt în fond promovate și pe ultima copertă a actualei reviste Alfa Mega în Obiectiv. Le-am prezentat de câteva ori în ultimele săptămâni, Curaj Extravagant, Ultima Apariție, Școala Profeților, Puterea Supranaturală Iertării, Bătălii Spirituale, Cum Cerul Invadează Pământul și Revoluție Morală, ultima dintre ele. Nu le mai arat, pe masă am doar două dintre ele, Școala Profeților cu multă revelație, unde este ce v-am spus eu într-o singură frază despre comparația slujirii profetice din Vechiul Testament și Noul Testament și modul în care Dumnezeu restaurează biserica lui pe lucrarea apostolică și profetică. Este dezbătut pe larg în această carte. Nu e doar un manual de echipare a profeților, ci unul de revelație privind slujirea profetică în actualul sezon. Și Bătrânii Spirituale, da, o carte de luptă spirituală, de vindecare, de eliberare, pe două dintre cele 6 cărți ale lui Chris Vallotton. Dați un telefon, uitați-o pe site ca să le puteți comanda și primi prin poștă. Însă, în contextul acestei discuții, aș vrea să vă recomand o carte tipărită de noi. Anul trecut, de mult n-am mai prezentat-o dumneavoastră, un autor necunoscut în România, este în fond o carte a lui, e un păstor din Canada, Alan Caron. L-am cunoscut cu ocazia unei conferințe acum 2 ani de zile, Centre Apostolice, schimbând biserica, transformând lumea. Alan își povestește, e o carte de tip mărturie, modul în care el a reușit împreună cu echipa de conducere a bisericii lui din Canada să treacă de la o focalizare tradițională pe biserică, pe program, pe structură denominațională, să treacă într-o zonă nouă, într-o formă nouă de organizare a trupului Hristos în orașul lui, în zona lui, o formă de tip centru apostolic, în care orientarea principală a fost spre în afară, spre a schimba societatea, pentru a influența diverse segmente ale societății. A fost o luptă grea, luptă, pot să-i zic. Mulți au trebuit să schimbe sistemul de gândire, modul de abordare, dar cred că pentru noi ca români această carte va fi și este o carte de referință. Cred în continuare, și am spus și cu alte ocazii, Dumnezeu va lucra și cu biserici organizate în mod clasic, dar va folosi cu putere, cu impact, grupuri de oameni, biserici, care vor avea valori comune. Spunea și Chris Vallotton în conferința lui, nu neapărat grup de oameni bazat pe o listă asupra căreia cad de acord, ci pe niște valori comune pe care ca familie spirituală le acceptă, le agrează, le
le îmbrătișează și conform căruia acționează pentru impactarea întregii societăți. Legat de impactarea societății, una din formele prin care noi slujim societatea și pe dumneavoastră este cea a rugăciunii. Acum, în timpul verii, pentru niște săptămâni, am hotărât să oprim emisiunea în direct, să le reluăm mai spre toamnă, deși mulți ne spun să facem de când în când câte o emisiune în direct doar cu rugăciune. Este mai greu acest lucru, primim în continuare cereri de rugăciune. Ultimele care mi le-a dat colega noastră înainte de a intra în platou, să știți că ne rugăm chiar și aseară, ne-am rugat după ce a venit o cerere de rugăciune aparent disperată pentru o mamă cărei fetiță avea o mică suferință și chiar dacă anumite forme de disconfort fizic sunt aparent mai banale, mai simple, merită rugăciune. Dumnezeu se atinge și de cineva care are o durere de cap sau că îi crezi din gingișoare la o fetiță sau boli mai grele. Dumnezeu se atinge și îi place să se implice în toate aceste aspecte. Doar rugați-vă și credeți că Dumnezeu se atinge. Este o soră care ne-a rugat să-i păstrăm anonimatul, lucrează, este credincioasă, lucrează în cadrul armatei și e oarecare presiune asupra ei din cauza valorilor de credință pe care le arată. Cineva ne aduce trei nume pe lista de rugăciune. Cineva, Ludovic, are cancer, fază terminală. Cineva cu Laurent are tumoare la cap, de 6 ani, este un copilaș și cineva numele Filimon, dureri de spate. O să facem o scurtă rugăciune în minutele următoare. O mamă, băiatul ei pleacă și va locui în Germania o vreme, are nevoie de protecție și de binecuvântare. Și sunt acolo niște persoane cu provocări financiare. Cineva cu numele de Ioana are probleme din familie. Un frate numele de Arpad are nevoie de liniște, este foarte agitat și nervos. Mântuire pentru cineva din familie, o familie din Uricani, mântuirea copiilor. Cred că vrea să fie botezată cu Duhul Sfânt, o persoană cu numele Maria, cineva din Buftea, probleme de familie și o soră Nicoleta, nevoie de rugăciune. Aceste cereri venite în ultimele ore și altora aș vrea să le acordăm atenție și împreună cu dumneavoastră să le aducem înaintea Domnului într-o scurtă rugăciune. Vă spuneam, încercăm să ne rugăm și la Alfa Omega Novetiv și noi în timpul nostru de rugăciune la Alfa Omega pentru dumneavoastră. Continuați să ne trimiteți cereri de rugăciune sau să ne sunați în acele ore de program de la 1 la 3 pe telefonul care îl aveți pe ecran. O să încercăm să vă slujim și în continuare. Tată Ceresc, împreună cu cei care ne urmăresc, aducem înaintea ta aceste cereri de rugăciune și ale multora care au în acest moment nevoi, provocări, situații limită, critice. Doamne, întărește credința lor, Doamne, ca ei să strige către Tine, să încreadă în Tine că Tu ești Cel care rezolvi și Te implici în aceste probleme. Doamne, mă rog ca Tu să iei în atenția Ta, Doamne, probleme de sănătate și să aduci izbăvire, rezolvare și vindecare supranaturală. În numele Domnului Iisus Hristos, te rog să te atingi de probleme legate de relații, de familie, restaurează lucruri care sunt de restaurat și aduc clarificări acolo unde este nevoie de clarificări în relații pe diverse nivele. Doamne, și mă rog și pentru nevoi financiare, Doamne, te rog să binecuvântezi, Doamne, pe cei care strigă la Tine, Doamne, și care au nevoie de mâna Ta, de Dumnezeu, pentru binecuvântare, pentru rezolvarea unei situații limită. Doamne, și chiar și în adu-Tu pace, adu-Tu liniște, Doamne, persoanelor care sunt stresate, Doamne, care sunt în stare de depresie, de descurajare, Doamne, trebuie să-i ridici, Doamne. Trebuie să ridice în numele Domnului Iisus Hristos, Doamne, și mă rog pentru cei care au auzit aceste gânduri, Doamne, să legate de extinderea împărăției, să dai Tu revelație, înțelegerea lucrurilor, Doamne, curaj, îndrăzneală să schimbe orientarea, să accepte lucruri noi, Doamne, să accepte provocări noi de la Tine pentru un sezon nou pe care Tu îl deschizi în această vreme în calea bisericii Tale. În numele Domnului Iisus, mă rog, amin. Și legat de lucruri noi, de provocări noi, sigur că și la emisiunea Puterea Rugăciunii pe care o vedeți săptămânal, în fiecare weekend, o dată pe lună sunt și puncte de rugăciune. A fost mai special aceste puncte de rugăciune pentru că, sigur, simțim și noi lucruri care se întâmplă, lucruri noi. Folosesc acest prilej să vă recomand să accesați pagina rețelei de rugăciune, o aveți pe ecran. De acolo în fiecare lună puteți să vedeți punctele de rugăciune ale lunii respective. Multe grupuri de rugăciune folosesc aceste puncte, listează, cam așa arată un punct de rugăciune, sunt două pagini pe față și pe spate. Sunt câteva linii comune, rugăciune pentru biserică, pentru România, rugăciune pentru protecția țării, pentru Israel, dar de fiecare dată, în fiecare lună sunt anumite sublinieri specifice. Aceste cereri de rugăciune vă pot sosi în casele dumneavoastră și prin poștă, dați-mi un telefon ca să vă înscrieți sau intrați pe formularul de pe site, dar le puteți descărca și dumneavoastră accesând site-ul prayernet.ro. Ele sunt prezentate lună de lună, începutul fiecare lună, în emisiunea Puterea Rugăciunii de către Mirela Pețan. Și pentru ultimele anunțuri acestei emisiuni, săptămâna viitoare o să fim din nou ca parteneri media la Brașov, împreună cu
Biserica Punctul Zero de acolo și Biserica Gateway din Dallas, Texas. Suntem și noi partenerii mei de la acest eveniment. Va fi o conferință pe care noi vom registra, conferința gândită pe mai multe zone, pe trei linii tematice, sub genericul Gateway Leadership Training, o conferință de echipare. Am vorbit la începutul emisiunii diferența dintre hrană spirituală și echipare. Cred că Biserica Punctul Zero și multe alte biserici din România au primit această idee, această revelație. Trebuie ca membrii bisericii să fie echipați pentru a sluji, pentru a fi trimiși. Am înțeles vreo trei linii tematice, în zona de închinare, în zona de eliberare pentru a fi eficient și în zona de administrare a resurselor. O să fim acolo și o să înregistrăm mai mult pentru dumneavoastră. Sperăm lucruri noi, lucruri proaspete. 22-23 iulie va fi această conferință. În timp ce vă vorbesc, aveți și niște informații pe ecran. Am deosebită plăcere să te invit la Gateway Leadership Training 2016. Această conferință este organizată de Biserica Punctul Zero în parteneriat cu Biserica Gateway din Dallas. Facem acest lucru de câțiva ani de zile, iar anul acesta este un an special. O echipă de închinare de la Gateway ne vor sluji în data de 22 și 23 iulie. Vor avea workshop-uri legate de tema închinării. De asemenea, în fiecare seară, seara de 22 și 23 iulie, vor conduce închinarea și ne vor arăta cultura închinării în Biserica Gateway. Dacă vrei să te înscrii, dacă vrei să afli mai multe detalii, te rog să accesezi site-ul afișat pe ecran. Te așteptăm cu mare drag. Fii binecuvântat! La începutul lunii august, ca de obicei, întâlnirea de post și rugăciune pe munte, rugul aprins la Ponoară, cred că va fi tot la Ponoară, deși sunt ultimile pregătiri și aranjamente care se fac în aceste zile, începând din 4 până în 8 august. Așteptată cu putere, ne-am și rugat pentru aceasta. Dumnezeu ne-a spus că anul acesta va lucra cu semne și minuni și în mare putere. Cred și eu că e un sezon nou și de ce nu Duhul Sfânt se va revărsa și acolo unde El este cerut, căutat și invitat să lucreze. Cred că va fi tot mai multă prezența Duhului Sfânt în astfel de evenimente cum este rugul aprins. Cu aceasta mă apropii de sfârșit, închei și vă mulțumesc celor care ne-au ajutat să fim și în acest mod, prin parteneriat media alături de lucrări speciale, semnificative pentru această vreme. Mulțumim celor care ne-au ajutat și în modul celălalt, cumpărând o carte, un DVD de la noi, o resursă care, vă spun și cu alte ocazii, vă spun și acum, contribuie prin suma pe care o investiți ca să achiziționați această resursă, contribuie la bugetul lunar al lucrării Alpha Omega TV. Vă las pe mâini bune și nu uitați, rămâneți și fiți pe mai departe parte din lucrarea Alpha Omega TV. Dumnezeu să vă binecuvânteze! Mare este secerișul, puțin sunt lucrătorii. Fii o lumină! Tu poți face o schimbare. Fii parte din lucrarea Alpha Omega. Roagă-te. Susține. Donează. Fii partener Alpha Omega.